Cred că, într-adevăr, am învățat să ne ascultăm și pe noi și nu să ducem la bun sfârșit un clișeu care poate uneori nu e cel pe care mi-l doresc eu. Și mă bucur cumva că unii dintre noi au curajul să spună nu, nu-mi doresc asta. Nu înseamnă că e, poate e bine pentru ei sau poate vor regreta, cum ai zis și tu mai târziu. Bine m-am regăsit la un nou episod de podcast BZI, sunt Viorela Dimici, gazda acestui podcast. Astăzi discutăm cu Sărițanu Vanda, este medic specialist obstetrică ginecologie cu supra-specializare în reproducere umană asistată și nutriționist tehnician. Astăzi aflăm povestea ei, pentru că are o poveste foarte interesantă și discutăm despre subiecte de interes legate de probleme de fertilitate, dar și pur și simplu sănătatea femeii. Bună, Vanda, și bine ai venit în studioul nostru. Sper să te simți bine aici. Bună, Viorela, și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bucuria face să ne cunoaștem din mai multe puncte de vedere și mă bucur să fiu astăzi aici. Într-adevăr, cum ai zis și tu, vorbim despre sănătatea femeii, care practic ar trebui să fie din ce în ce mai des pusă pe primul loc și, cum spun eu des, prevenția este cea mai ieftină metodă de tratament la urma urmei. Cine sunt eu? Sunt specialist medic obstetrică ginecologie de aproximativ 9 ani. Am urmat rezidențiatul aici, la maternitatea cu Zavod în Iași, și recunosc că a fost o perioadă foarte încărcată, aceea din viața mea. În timpul rezidențiatului, pentru că am renunțat la carne și la proteină animală, nu reușeam să-mi gestionez singură alimentația și am avut un ușor dezechilibru, moment în care mi-am dat seama că vreau să aflu mai multe detalii, de aceea am urmat, cum ai zis și tu, cursurile unui, am făcut un curs de tehnician nutriționist, nu sunt nutriționist dietetician, și în prima fază am zis că mă voi ajuta doar pe mine și pe copilul meu, dar uite că medic ginecolog fiind viața mi-a adus foarte multe patologii la suprafață și mi-e mult mai ușor să vorbesc cu pacientele și să le explic complet într-adevăr ce am de făcut. Asta urma să te întreb, pentru că cred că ești primul medic ginecolog pe care îl cunosc, care a activat și acest domeniu în viața lui, și anume nutriția. Și cred că există o strânsă legătură dintre patologiile pe care le au femeile și alimentația. Și aș vrea să-mi spui ce ai observat tu atunci când vine vorba de legătura dintre alimentație și problemele cu care vin pacientele la tine. Cred că e foarte, foarte bună întrebare, în primul rând, și într-adevăr, în ultimii ani, foarte multe patologii sunt, nu știu dacă secundare, tulburărilor alimentare, pentru că din ce în ce mai multe femei le diagnosticăm cu sindrom de ovar polichistic, unde principalul tratament este, culmea, schimbarea stilului de viață. Deși ne-am obișnuit să fie o tulburare hormonală, la ultimele congrese la care am participat, numai despre asta se vorbește. Pe lângă asta, obezitatea face ravagii și secundar vin și tulburările hormonale, așa încât, da, cred că este esențial să ne ocupăm mai întâi de farfuria noastră și ulterior să manageriem celelalte probleme, dar este destul de greu să schimbi momentan această mentalitate, pentru că când îi spui pacientei, ok, facem investigații, discutăm, avem astea ca și opțiuni de tratament, când îi spui doamnei că trebuie să urmeze un regim sau să-și schimbe ușor din obiceiuri, nu este foarte convinsă la prima discuție. Ulterior, când vede că nu se poate altfel și conștientizează, lucrurile vin singure la suprafață. Așa că, da, nutriția este foarte importantă și de asta am ales să am mai multe informații în acest domeniu. Dar de ce crezi că pacienții nu au această așteptare atunci când vin în cabinetul unui medic ginecolog să-i se spună despre alimentație? Fiindcă, de regulă, atunci când vii într-un cabinet, faci anumite analize, investigații, un consult, totuși așteptarea ta este să primești o listă de medicamente. Cred că ne-am obișnuit cu toții să, sau nu avem timpul necesar să discutăm mai amplu despre
ce avem de făcut. Și într-adevăr, cred că ăsta e principalul dezavantaj, timpul scurt al consultației. Avem 20 de minute, uneori poate 30, pentru a discuta cu o pacientă și e destul de greu în 20 de minute să consulți, să faci ecografie, să-i scrii doamnei un raport medical sau o scrisoare medicală, să-i oferi un tratament, să-i și explici și la final să-i mai spui și ce trebuie să mănânce. Și atunci, cred că asta e principalul motiv pentru care nu se discută despre nutriție. Din fericire, lucrurile se schimbă și, nu știu, chiar dacă poate nu discuți cu pacienta ta despre asta, o direcționezi și o trimiți către un specialist în nutriție. Dar, sincer, cred că e cheia succesului să înveți și să înveți să mănânci sănătos împreună cu familia ta la urma urmei. Îmi spuneai mai devreme că în momentul în care ai ales să faci un curs de nutriție, ai ajuns la această idee fiindcă o anumită perioadă nu ai consumat carne. Nu am consumat carne, nu consum nici în prezent, sunt vegetariană. Nu o consum pentru că a fost o alegere personală și nu are nicio legătură cu, nu știu, sunt tot felul de motive aduse între noi. Nu îmi face plăcere să o mănânc. În același timp mi era destul de greu să mă satur și îmi dădeam seama de asta. Începusem să mănânc foarte mulți carbohidrați și să pun, cred că, 2-3 kg, dar a fost suficient încât să-mi dau seama că am un dezechilibru. Și, într-adevăr, a fost o perioadă foarte frumoasă când am făcut acel curs în care am aflat foarte multe informații și așa am reușit să-mi aduc în viața mea, nu știu, un plus de energie și, practic, primesc des întrebarea ce faci sau cum te menții, așa, învățând și echilibrând un farfuria, practic, pentru că la un moment dat am primit o întrebare. Vei mânca toată viața ta după o hârtie? Și am zis nu. Nu voi face asta pentru că deprinderile încep să stagneze în viața ta și să te ajute. Așa încât, da, nici în prezent nu mănânc carne, copilul meu mănâncă carne, toată lumea mănâncă carne. Nu pot să fac o recomandare și niciodată nu voi fi cea care va spune nu mânca carne. Dacă tu simți să nu o consumi, nu o consuma, înseamnă că corpul tău e suficient de deștept să-ți dea semne. Dar există anumite alimente, pentru că astăzi vorbim foarte mult și despre sănătatea femeii, despre problemele de fertilitate, există o anumită legătură dintre anumite alimente pe care noi le consumăm frecvent și problemele de fertilitate pe care le putem avea ulterior? Sigur că da. Și dacă da, care ar fi acele alimente pe care crezi tu, în calitate de specialist, că ar trebui să le evităm cât de mult putem? În primul rând, există un consum crescut de carbohidrați albi, acea făină albă pe care o regăsim sub orice formă, de la simpla pâine până la, nu știu, croasante. Multe lume spune, mănâncă ovăz, ok, tot în aceeași categorie fac parte. Apropo despre ovăz, aș vrea să ne oprim un pic aici, fiindcă am citit multe articole care avea mare legătură inclusiv cu secrețiile vaginale sau alte... Există un consum poate accelerat și uneori am observat că cel puțin fetele care merg la sală consumă foarte mult ovăz și din păcate are o putere și un indice glicemic destul de ridicat și dacă nu îl consumi în prima parte a zilei e posibil să îți afecteze chiar rău, cum spuneai și tu, tot ce înseamnă secreție hormonală și nu mai spun să-ți fie afectat somnul. De asta trebuie consumat în moderație și am ajuns sau ne luăm anumite sfaturi de la diversi oameni care nu sunt specialiști și nu reușim să le integrăm corect în dieta noastră sau în ritmul nostru, pentru că dacă o să mănânci o cantitate foarte mare, de exemplu, de ovăz, fără să știi, sau chiar simplu orez. De multe ori îmi întreb pacientele, consumați paste? Răspunsul este da. Știți care ar trebui să fie porția? Unele da, altele nu. Și când le arăt că nu depășește efectiv, nu știu, dacă avem o farfurie, diametrul mic, nu ar trebui să depășească acel diametru. Cantitatea de paste fierte și nu crude, toată lumea face niște ochi, dar mănânc de 3-4 ori mai mult de atât. Mm-hmm. Aici poate fi principala problemă, la fel cum frecvent le dau pacientelor mele un exemplu. Eu uneori facem greșeli fără să ne dăm seama. Le întreb ce ați mâncat într-o zi, asta, asta și cu asta. Bun, e posibil dacă consumăm anumite alimente care ele luate independent să fie sănătoase, dacă le amestecăm într-o zi să ne stricăm
de exemplu, grăsimile sau porția de carbohidrați. De asta le învăț să-și noteze și să folosească acum câte o aplicație, pentru că trăim în era tehnologiei și ne putem folosi cu adevărat de aceste aplicații și te ajută să-ți faci o ordine, pentru că multă lume pierde contactul și când trece pe hârtie zice, da, uite că am depășit, așa e. Totodată există mulți oameni care mănâncă în fiecare zi, o văd dimineața, deci e o rutină obișnuită și se întâmplă de 7 ori pe săptămână. Așa e, nu e chiar cel mai mare rău. De câte ori pe săptămână ar fi acceptabil să mâncăm cam 3-4, teoretic ar trebui să consumăm în fiecare zi carbohidrați, dar să-i alegem pe cei integrali și când mă refer la cei integrali, da, să nu fie de culoare albă și clar ar trebui să-i folosim în prima parte a zilei și la prânz, fără doar și poate. În funcție de, bineînțeles, greutatea pacientei și de activitatea ei fizică, dozăm și numărul de carbohidrați și putem ajusta în funcție de ceea ce face ea, pentru că dacă o să avem o pacientă care are antrenament în fiecare zi, nu o să aibă aceeași cantitate ca o pacientă care stă la birou toată ziua, de exemplu. Trebuie mult lucrat și nu e greu și e foarte ușor ajuns să înveți aceste deprinderi sănătoase și să-ți faci o masă, două din ochi, fără să fie nevoie să stai cu o hârtie lângă tine sau să stai să calculezi că am 50, că am 70 de grame de carbohidrat, de exemplu. Doar că tranziția este dificilă și foarte multe paciente acolo se pierd. În deci dacă mâncăm de două ori pe săptămână văz, e regulă. E regulă, da. Da. Și în fiecare zi putem consuma carbohidrați, dar îi încurajez pe cei integrali sau acum au mai apărut de ceva timp înlocuitori de tip mazăre, linte și sunt acum foarte multe sortimente de paste și ne putem folosi de treaba asta. Am întrebat atât de mult despre ovăz și spun de ce, fiindcă știi că se vând și la supermarketuri pliculețe care se pregătesc instant și foarte multă lume merge la muncă cu pliculețul ăla, fiindcă e o soluție să mănânci așa dimineața la muncă. Da, cum vorbeam și înainte de a intra în direct despre viteza cu care mergem înainte, într-adevăr soluția aceasta e eu zic că ar trebui folosită ocazional. Nu pot să mă trezesc în fiecare dimineață cu un pliculeț în buzunar și să zic că, wow, în ziua asta o să fiu super energic și voi da randament maxim. E nevoie de mai mult de atât și pe lângă asta nu pot să mănânci în fiecare zi. Nu că nu poți, dar n-ar fi recomandat să mănânci ovăz în fiecare zi, dar da, doar din fuga asta și a lipsei timpului la urma urmei. Am paciente care mănâncă prima dată la ora 18, doar din cauza că nu au timp. Și le întreb mereu, bun, când plecăm cu mașina de la Iași la București, trebuie să o alimentăm. Ele mereu zic, da, așa e, păi dumneavoastră fix la fel funcționați, da? E nevoie de energie și din păcate ne luăm energia doar din alimente și avem nevoie de cele bune. Dar în același timp să știi că sunt atât de mulți oameni care pur și simplu au exclus din viața lor obiceiul de a mânca dimineața și spun cu foarte multă tărie că nu au cum să mănânce dimineața, că nu au poftă, că s-au obișnuit ani la rând, așa. Așa e. Chiar e probabil una din greșelile viitoare și fără doar și poate acești oameni vor ajunge mai devreme sau mai târziu să dobândească diabet zaharat tip 2 sau afecțiuni cardiovasculare. Pot să faci asta pe termen scurt, fără nicio problemă. Mi se întâmplă chiar și mie și nu doar mie, dar nu am timp uneori să mănânc dimineața, dar nu poate fi un obicei, pentru că noi, motivul ar trebui să avem o perioadă de post alimentar care apare seara, teoretic ultima masă, ar trebui să o luăm cu 3 ore înainte să dormim. Nu mai e acel, dacă ne aducem aminte, acel mit că după ora 18 nu mai mâncăm, deși dacă dăm timpul înapoi, cred că acela era acest fasting de care se vorbește acum în zilele noastre, poți mânca cu 3 ore înainte de a te culca și practic, dacă ar fi să o luăm după carte, ar trebui să dormim măcar 7-8 ore. Asta înseamnă privațiune pentru corpul nostru, este privat de alimente și de apă. Și automat, când te trezești, ești deshidratat. Pe lângă faptul că îi trebuie corpului apă, îi trebuie și alimente. Iar tu dacă îl alimentezi în a doua parte a zilei, este într-o grevă. Și ce face el? Atunci când va primi alimentele,
o să le depună peste tot și nu va mai funcționa ca rezervă de energie și vitamine. Asta e principala greșeală. Și foarte multă lume au senzația că dacă mănânc o singură masă, înseamnă că nu mă îngraș și că mănânc mai puțin și uite ce puțin am mâncat și eu tot mă îngraș. Motivul este acesta, pentru că intrând în grevă corpul, atunci când îi oferi alimentele, pune peste tot ca să aibă de unde, pentru că el se așteaptă ca mâine să-l privezi din nou de alimente. Da, organismul nostru este foarte inteligent și nu acceptă să-l... Da, nu încurajez. Eu nu încurajez niciodată acest tip de alimentație și da, nu există o variantă bună pentru toți. Am paciente care mănâncă 2-3 mese pe zi, poate în prima la ora 12, dar poate lucrează în timpul nopții sau poate au ture diferite și ne adaptăm, dar nu poți la nesfârșit să nu îi oferi corpului tău ceea ce are nevoie și să te aștepți să oferi maximum de rezultate din orice punct de vedere. Să fii bine dispus, să dai randament la serviciu, să te odihnești, să fii, nu știu, împăcat cu tine și tu să zici că nu mănânc la micul dejun, că așa sunt eu. E vorba doar de o deprindere și nimic mai mult, care poate fi foarte ușor schimbată. Ce alte alimente ar putea afecta sănătatea femeii? Da, în primul rând avem la discreție acest fast food pe care tot la fel ajungem să punem mâna tot din lipsa timpului. Zahărul este nociv și din păcate îl găsim în foarte multe forme, chiar și în mâncare, adică când zici că mănânci o mâncare sărată, părerea mea că are poate uneori mai mult zahăr decât sare. Și băuturile carbogazoase, astea sunt calorii goale pe care ajungem să le folosim din diverse motive. Mergem la o zi de naștere, avem o întâlnire, noi românii avem tot timpul câte o ocazie specială, că e luni, că e vineri, că e vacanță și din păcate nu reușim să ne ducem la bun sfârșit disciplina asta alimentară și da, fast food-ul cred că e o problemă. Băuturile carbogazoase care aduc foarte mult zahăr în corpul meu și atunci când am o secreție foarte mare de insulină, în timp ajung să dobândesc rezistență la insulină și ulterior diabet zaharat de tip 2. E un drum scurt și e un drum pe care dacă nu te oprești la timp, vine boala în viața ta și afli în sens invers, nu de la A la Z, de la Z la A și lucrurile deja sunt avansate din punctul meu de vedere. Nu mai vorbim de patologiile feminine care ne pot și mai tare destabiliza. Sunt foarte curioasă să știu cum ai ales această supra-specializare. Cu ce te-a atras? Are legătură cu viața ta personală sau nu neapărat? Sincer, chiar nu are legătură cu viața mea personală. Am ales să fiu medic specialist obstetrică ginecologie, deși mama mea și-ar fi dorit să fiu medic oftalmolog. A fost o decizie personală, eram însărcinată în anul 6 de facultate. Știam sigur că vreau să urmez o specialitate chirurgicală și nu una medicală. Mă gândeam și cochetam cu chirurgia estetică. Însărcinată fiind, mi-am dat seama că opțiunile mele de a pleca în următorii ani vor fi extrem de limitate sau chiar deloc, așa cum s-a și întâmplat și am anticipat bine. Fiind însărcinată, eram foarte interesată de toate subiectele de genul ăsta și am urmat stagiul de obstetrică ginecologie chiar atunci. Fiind însărcinată. Așa. Și... într-adevăr, doamna profesor cu care am urmat stagiile, un lector extraordinar care efectiv mi-am dat seama atunci că dobândesc foarte ușor informația fără să fac un efort foarte mare. Și pe lângă asta mi-am dat seama că nimic nu e mai frumos decât să iei tu contact cu viața de la zero, la propriu. A fost foarte frumos și greu în același timp să, însărcinată fiind, să văd toate etapele, inclusiv nașterea. Chiar eram ușor speriată la momentul respectiv. Încât nu am avut altă decizie, nu am avut altă opțiune și nu am vrut să fac altceva. M-am decis să fac obstetrică ginecologie și, într-adevăr, așa a și fost. Copilul meu atunci avea 7 luni când am început stagiul ca medic rezident și n-am întrerupt, nu am stat acasă. De asta spuneam că acea perioadă a fost destul de dificilă pentru că era destul de greu să ai un copil atât de mic acasă
și tu să-ți duci la bun sfârșit obligațiile pe care mi le-am asumat în totalitate și erau luni în care erau și 6-7 gărzi pe lună. Asta însemna că eu lipsesc de acasă și când veneam trebuia, bineînțeles, să fiu acolo bine dispusă și veselă și de asta a fost o perioadă foarte, foarte încărcată din viața mea. De punct de vedere emoțional, cât de greu a fost să vezi nașteri tu fiind însărcinată și înțelegând că te așteaptă și pe tine curând, da, văzând și complicații, probabil. Nu e, nu e ușor, așa e. Chiar nu a fost ușor. Mi-amintesc că pe lângă asta am urmat atunci și stagiul de medicină legală care m-a impactat negativ și a fost, mi-a fost mult mai greu, apropo de hormon. Ce situație te-a impactat? La momentul respectiv chiar... era un băiat de 15 ani care s-a sinucis, uh-huh, din cauza unei probleme școlare și eu având, fiind însărcinată și având băiat, deci nu, efectiv atunci am ieșit, nu am putut să asist la propriu pentru că mi s-a părut de o durere imensă și da, a fost greu, a fost greu să fiu rezidentă având și copil acasă. Chiar recent, la ultimul congres, discutam cu o colegă care pe vremea aia nu avea copii și zicea că nu ne înțelegea și nu avea cum să ne înțeleagă neavând copii. Uh-huh. Și într-adevăr așa e, e foarte greu să înțelegi cât e de greu să te împarți și la urma urmei vrei să le faci pe toate, pentru că practic aici a fost... nu știu, aici a fost greu. Când vrei să fii și acolo ca medic, vrei să înveți, ai așteptat toată, eu cel puțin, na, așa a fost să fie situația, să rămân însărcinată în anul 6. Mi-am dorit dintotdeauna, abia așteptam momentul ăla în care ai ajuns să fii și tu medic și nu doar student și a fost greu să reușești să le faci pe toate și să le faci cum trebuie și să dai examene la timp, da, asta a fost cred că cea mai dificilă perioadă din viața mea, a rezidențiatului. În familia ta sunt medici? Ai moștenit această pasiune sau ești prima? Nu, sunt prima, într-adevăr. Dar mama mea lucrează în sfera oftalmologiei, are un cabinet medical și ar fi dorit, bineînțeles, să activez în același, mm-hmm, domeniu, dar recunosc că nu mi-a plăcut și am ales, fără să mă gândesc la nimic altceva, deși am momente când îmi dau seama că poate drumul meu ar fi fost mult mai lin în acel domeniu, dar sunt genul de om care face ceea ce îi place și nu ceea ce trebuie și recunosc că uneori e greu. Dar la finalul zilei când trag linie îmi dau seama că atunci când faci ce-ți place lucrurile sunt mult mai ușoare și cred că atunci când faci ce-ți place transmiți treaba asta și efectul e maxim, cel puțin asta spun pacientele mele. Ai ales să vină viața prin tine. Da, frumos spus, așa e. E, da, e cel, cred că e cel mai frumos moment pe care poți să-l trăiești ca medic ginecolog atunci când iei contact cu viața și cu atât mai mult discutând despre specializarea de reproducere umană asistată și motivul pentru care, că m-ai întrebat mai devreme, pentru care am ales să-mi restrâng activitatea către sfera aceasta e pentru că, având copil, îmi dau seama că nu e satisfacție mai mare în viața unei femei și oricât de completă crezi că ești profesional și personal, acest lucru îți oferă o, nu știu, o putere pe care nu ai de unde să o iei altfel. Și durerea e cu atât mai mare cu cât îți dorești și nu poți și de aici, practic, dorința de a ajuta în sfera aceasta. Mi se pare incredibil să reușești să pui viață, nu doar să... E foarte frumos să faci treaba asta și după aia mai apoi să vezi cu ochii tăi munca ta. Dar în același timp există și cupluri care nu reușesc sau renunță în drumul spre a concepe un copil. Ce simți atunci când înțelegi că nu ai putut să-i ajuți? Da, într-adevăr, e foarte dificil și foarte, în primul rând vorbim de doi oameni care poate gândesc diferit. Uneori se întâmplă să-și dorească ea și să nu-și dorească el, alteori taman pe dos, uneori chiar amândoi. Și mereu le spun că dacă există dorință, se poate. Medicina a avansat atât de mult încât există orice variantă posibilă și noi ne ajutăm de orice putem să-i ajutăm. Și sincer, eu nu aș renunța și asta le spun tuturor, când îți vezi visul cu ochii, nu știu, e cel mai frumos lucru care se poate întâmpla, dar am doar prin experiența
jobului meu am învățat să mă abțin în a oferi foarte multe sfaturi, pentru că ce e bine pentru mine nu e bine pentru tine. Uneori poate e mai bine să nu ai copii, nu-mi dau seama, deși este fericirea supremă. Am întâlnit des și femei care spun nu, îmi doresc să concep. Și am învățat să accept și această variantă și să le, efectiv, să fiu de acord cu ele, pentru că probabil așa e, binele meu nu e binele tuturor. Mm-hmm. În ultima vreme tot mai des observăm această tendință, cupluri care au luat decizia că nu își doresc copii, unii din ei își schimbă părerea la o vârstă înaintată, mm-hmm. atunci când e mult mai dificil să concep un copil, alții nu și-o schimbă toată viața. De ce crezi că trăim acum într-o lume în care dezvoltăm atât de mult această tendință? Sau poate oamenii au învățat să aibă curaj mai mult? Sau... Clar. Nu neapărat că e vorba de curaj, mai degrabă că, nu știu dacă e corect că, să zic că e curaj, dar mai degrabă e să te accepți. Sau chiar crezi că sunt oameni care nu neapărat au venit pe acest pământ ca să conceapă? Cred că, într-adevăr, am învățat să ne ascultăm și pe noi și nu să ducem la bun sfârșit un clișeu care poate uneori nu e cel pe care mi-l doresc eu. Și mă bucur cumva că unii dintre noi au curajul să spună nu, nu-mi doresc asta. Nu înseamnă că e, poate e bine pentru ei sau poate vor regreta, cum ai zis și tu mai târziu. E foarte mulți dintre noi ne focusăm pe noi, pe ce putem face, pe job, și avem tendința, ce observ din consultații, am nunta în septembrie, am nunta în octombrie, am nunta peste 2 ani, trebuie să-mi schimb jobul, trebuie să-mi schimb casa și tot timpul căutăm momentul potrivit. Nu consider că există un moment potrivit pentru a face un copil. Tot timpul le spun pacientelor că din nefericire suntem mamifere și avem un ciclu reproductiv care începe și se încheie și da, din păcate avem noi o presiune socială și o presiune medicală ca femeie, pentru că știi că te apropii de 40 de ani și într-adevăr concepția va fi mai dificilă. Sincer, amânatul acesta și pusul pe locul doi al vieții de familie cred că e principalul motiv pentru care nu mai concep femeile atât de ușor. Înainte, femeile se căsătoreau foarte devreme, venea de la sine a face un copil foarte devreme. Acum e tamam pe dos. Mai întâi trebuie să-mi iau casă, mașină, cățel, tot felul de probleme și copilul e pe ultimul loc. Și uite așa, împingi această latură spre 39-40 de ani. Am avut o doamnă, mi-amintesc că a plâns în cabinet și îmi spunea că ea n-a conștientizat și că nu crede că este bătrână. Și i-am spus, nici într-un caz nu am folosit aceste cuvinte. Nu suntem niciuna dintre noi bătrâne la 39 de ani sau 40 de ani, dar ovarele noastre îmbătrânesc și își pierd funcția. Dacă vrei să primești informația așa, poate e mai ușor, dar la fel cum spun, da, dar mătușa mea a avut 3 copii la 40 de ani, da, mai avea încă vreo 5 de dinainte, eventual. Și nu-ți dai seama cum trece timpul. Asta observ eu foarte frecvent. Sau la 25-30 de ani zici, nu, sunt prea tânără, vreau să călătoresc, vreau să mă plimb și la fel. Mm-hmm. Asta e printre primele motive. După care vin patologiile care, din păcate, afectează orice vârstă. Am paciente de 26 de ani care au probleme de fertilitate. La fel și foarte mulți bărbați. Reticența bărbaților de a merge la investigații este al treilea motiv pe care l-aș menționa. Mm-hmm. Am paciente, ele vin, sărăcuțele vin, le consultăm, le investigăm și spun, da, partenerul meu nu dorește să vină la medic. Și atunci e altă problemă. La fel trece timpul și ajungem să nu mai concepem. E tare dificil în zilele noastre, însă resurse sunt și variante există, trebuie doar să existe dorința cuplului de a concepe. Atât le spun de fiecare dată pacienților mei. Și așa cum spuneai mai devreme, că e important să prevenim problemele, da. Ar fi cazul ca fiecare cuplu, sau nu neapărat dacă ești în cuplu, fiecare persoană, femeie, bărbat, să-și testeze fertilitatea, da. Ca să-și cunoască
rezerva situația. Da, situația și dacă sunt anumite probleme. M-am învățat în ultimii 2 ani să întreb pacientele la consultație dacă au dorință de a concepe în următorul an, pentru că e o discuție, trebuie să fie o discuție dirijată și dacă nu concepi, dacă nu dorești să concepi, teoretic ar trebui să folosești o metodă contraceptivă, pentru că trebuie să fim asumați și trebuie să fim, nu știu, ancorați în realitate. Dacă pacienta dorește să conceapă și îți răspunde cu da, atunci îi spui care la dispoziție în funcție de vârsta ei 6 luni dacă are sub 35, peste 35 de ani sau 12 luni dacă are sub 35 de ani și dacă nu concepe în timpul ăsta, ne auzim pentru investigații. Da, e foarte important discuția și nu ratezi nicio pacientă, să-i transmit, să-și evalueze rezerva ovariană, să discute despre treaba asta, să-și întrebe partenerul dacă are afecțiuni sau dacă are probleme de sănătate. Am avut recent pacient de 30 de ani fără niciun spermatozoid, la 30 de ani. Este în curs de investigații, cu siguranță are o anumită patologie și poate cu tratament sau chiar intervenții chirurgicale lucrurile se vor remedia. Dar la fel cum am întâlnit un cuplu care avea o infertilitate de 15 ani fără să se investigheze și erau în aceeași situație. Adică, nu știu, trebuie să fim și avem atât de multe informații acum lângă noi și ar trebui să o folosim cum trebuie. Și da, trebuie să ne investigăm și să ne testăm fertilitatea pentru că nu e veșnică, din păcate, la urma urmei. Și să iei o decizie. Am pacientă pe care o diagnostichez cu premenopauză la 27 de ani și atunci va trebui să iau o decizie. Concep acum sau e posibil să nu mai concep peste 2-3 anișori? De ce crezi că menopauza a întinerit? Menopauza... Și că din ce în ce mai des auzim că vine și la femei cu vârstă total nepotrivită pentru... Tot din același motiv cu care am început discuția, adică majoritatea au o alimentație dezechilibrată care aduc secreții anormale hormonale, care din păcate nu sunt independente fătului nostru. Eu dacă sunt pacientă însărcinată și am ovar polichistic sau rezistență la insulină și am o greutate mai mare, de exemplu, decât cea normală, eu îi imprim toate aceste lucruri viitorului meu copil, care, dacă e fată, ce poate să aibă ea ulterior? Diabet saharat foarte devreme în cursul vieții ei sau obezitate sau o menstruă foarte precoce. De asta a ajuns menopauza să fie mai frecventă, pentru că prima menstruă la fetițe a scăzut foarte mult ca și vârstă, cea mai mică pacientă, 8-9 ani. Ea are un număr de cicluri anual și automat acest lucru în ani se pierde, adică o pacientă care are menstrua la 11 ani nu va intra la menopauză la 50. Sau poți moșteni această chestiune genetică, așa te naști cu un număr limitat de ovocite, însă dacă fără să te investighezi sau fără să faci o ecografie în care să-ți fie numărați acei foliculi, nu poți să afli despre asta. Și uite așa, tu zici că ok, am menstruație regulată, sunt ok, dar nu e suficient. Și da, recunosc că tendința de a discuta despre asta e în creștere și s-a schimbat foarte mult și foarte multe paciente, chiar dacă nu vor să conceapă în următorul an, întreabă în cazul consultației, sunt fertilă, nu sunt, pot să fac mai multe investigații, adică e comparativ cu anii trecuți, recunosc că lucrurile merg înspre bine. Și mai ales, deși am mai menționat acest lucru și în cadrul altor interviuri, cu Alina Contariu sau cu Cătălina Munteanu la clinica Atentica, pentru că acolo te găsim, da, pe tine. Există și o campanie așa gratuită este, de testarea fertilității. Este extraordinar că putem face acest lucru în cadrul clinicii Atentica, care este prima clinică de infertilitate din Moldova. Și da, oferim acest serviciu de evaluare gratuită a fertilității în care vedem, consultăm pacienta, discutăm cu acel cuplu, domnul primește o spermogramă gratuit din partea clinicii care este efectuată de un medic embriolog și este foarte, foarte relevantă. Mulți pacienți vin din exterior cu tot felul de investigații, spermograme făcute la
laboratoare și aici îi încurajez să se adreseze mereu unei clinici de infertilitate și nu unui laborator. Și îi oferim doamnei o ecografie transvaginală. La final stabilim un plan de tratament și ulterior ne vom revedea. Bucuria face că acum avem și finanțare din partea statului și cuplurile pot aplica pentru fertilizare in vitro dacă se ajunge acolo. Le spun multora că nu înseamnă că dacă vii să-ți testezi fertilitatea sau dacă vii să discuți cu un medic specialist pe reproducere umană asistată, nu înseamnă că ajungem la fertilizare in vitro. E posibil să fii diagnosticat cu anumite patologii și cu tratament să reușești să concepi fără nicio intervenție din exterior. Așa încât, da, sincer, așteptăm un număr cât mai mare pacientele care își doresc să conceapă și nu reușesc asta într-un timp de 6-12 luni să se investigheze, pentru că putem afla lucruri interesante. Până când durează această campanie? E nelimitată această campanie, deci, în cadrul clinicii. Deci nu e până la sfârșitul anului sau... Nu, momentan. Deci nu mai avem motive să nu testăm fertilitatea. Nu avem motiv și da, cred că orice pacient ar putea purta o discuție dacă se încadrează și își dorește să conceapă cu un medic de reproducere umană asistată, pentru că lucrurile stau ușor diferit și nu vrem să supărăm pe nimeni. Atunci când faci ceva și faci doar asta, ți este mult mai ușor să dobândești anumite informații decât, nu știu, dacă n-ai legătură. Cât de mult afectează obezitatea fertilitatea? Fiindcă vorbim și de faptul că ești nutriționist și că am vorbit deja că există o legătură între, inclusiv între probleme de fertilitate și obezitate. Aș vrea să ne oprim mai mult și aici. Așa e. Obezitatea ajunge să impacteze din ce în ce mai multe femei în general, cu atât mai mult pe cele care vor să conceapă. Multe au tulburări de ciclu menstrual și asociază, cum am zis, acea rezistență la insulină din pe seama țesutului adipos în exces. Pe lângă asta, pacienta cu obezitate îi transmite fătului, din păcate, numărul de celule adipoase și studiile spun că o pacientă obeză are șansa de a avea un copil la 7 ani și poate dezvolta diabet saharaș și poate chiar și el obezitate. Deja pleacă copilul în viață cu un factor de risc. Eu îmi încurajez pacientele să slăbească înainte de a concepe, oricât de puțin ar slăbi, oricum e binevenită acea scădere ponderală pe toate planurile. Pe lângă asta, obezitatea crește riscul unor complicații în cadrul sarcinii asta, dacă reușim să o aducem, să o avem. Există risc de hipertensiune arterială în cursul sarcinii, diabet gestațional. Pacienta poate să nu nască natural dacă asociază obezitate, există o rată mai mică de naștere naturală decât prin operație cesariană. Nu mai vorbim de complicațiile postoperatorii dacă ajungem la nașterea prin cesariană, în care poți să ai dezlipirea de plăcii, suprainfectări și tot felul de fenomene postoperatorii care, na, știm că la pacientul obez sunt mult mai frecvente. Foarte, foarte des vin pacientele cu obezitate și vor să conceapă acum. Și recunosc, eu le încurajez mai întâi să slăbească, să temporizăm sarcina și abia după aia să încercăm să concepem. Plus că majoritatea asociază și infertilitate și automat frustrare mai mare. Care ar fi legătura aceasta dintre obezitate și infertilitate? De ce sunt mai puțin fertile femeile cu obezitate? Pentru că acel țesut adipos în exces aduce în corpul meu de femeie și o secreție anormală de hormon testosteron, acel hormon masculin. În corpul meu de femeie acest lucru face ca testosteronul mărit să producă mai mult estrogen. Și din acest motiv avem tulburări de ciclu menstrual. Având tulburările de ciclu menstrual, nu avem ovulație, acel folicul mare care crește în fiecare lună pentru a putea concepe. Ei bine, atunci când în loc să ai ovulație lunară, tu ai ovulație la 3-4 luni sau nu ai menstruație, nu ai cum să concepi. Asta poate fi principalul motiv. Pentru că nu ovulezi, nu ai cum să ai o sarcină. Și automat, dacă pacienta slăbește, cad acei hormoni pe care i-am menționat și ciclul ei menstrual va fi restabilit și nu-i faci nimic. Există o carte foarte interesantă
legată de sindromul de ovar polichistic. Menționez de el pentru că multe paciente cu sindrom de ovar polichistic asociază și obezitate și nutriționiștii din America spun cum pacientele doar prin dietă au reușit să conceapă fără ajutorul medicului ginecolog și recunosc că le spun de multe ori, dar pentru că efortul este mult mai mare decât a lua 2-3 pastile, pacientele nu sunt foarte compliante și plus că dorința e foarte mare. Vreau să concep acum, nu peste un an, doi. Amână tratamentul dietetic și, sincer, aici e principala problema noastră, din punctul meu de vedere. Care au fost cele mai complicate cazuri de care te-ai ocupat și care până la urmă au avut succes? Chiar am avut un caz, eram chiar rezidentă atunci, o pacientă asocia 117 kg în cursul sarcinii. Îmi amintesc că a fost internată în cursul nopții, urmând să nască natural. Eu nu eram de gardă atunci, a fost preluată de cei care erau atunci. Și dimineața când am venit la raport, nu m-am așteptat să o găsesc acolo. Într-adevăr, nu a putut să nască natural, situația s-a complicat și a trebuit să intrăm în cesariană. Au fost foarte multe. Ăla a fost un moment în care mi-am dat seama real de impactul obezității, dacă tot am vorbit de acest subiect, și nașterea naturală. Eram rezidentă și acum 6 ani. Nu era chiar atât de frecvent, adică foarte rar aveam o pacientă cu obezitate, comparativ cu acum, în care s-a schimbat mult proporția. Au fost multe cazuri, multe, multe cazuri care poate nu au avut un final fericit. Mi-amintesc că într-o gardă, eram în primul an, a fost o situație total neplăcută. O pacientă și-a pierdut uterul în cadrul unei cesariene. Am stat 9 ore în sala de operație. Eu eram rezidentă, nici nu înțelegeam mare lucru atunci cu ce s-a întâmplat, dar impactul a fost foarte neplăcut pentru că era o femeie tânără. Am ieșit din sală, deși eram foarte afectați cu toții. La fel, a născut o pacientă și a murit copilul. Sigur că astea sunt situații frecvente în lumea noastră și, din păcate, nu poți să le previi orice ai face tu. Cum reușești emoțional să treci peste aceste situații sau să creezi o distanță, dintre o barieră dintre tu, Wanda, femeie și mamă, și tu, Wanda, specialist? Cum reușesc? Uneori nu reușesc nici eu să te gândești după ce mergi acasă, da, la ceea ce s-a întâmplat? Da, frecvent, și recunosc că mă impactează uneori negativ și nu reușesc să pun acea barieră. Uneori mă descarc și dacă simt asta, plâng de față cu pacienta. Mi s-a întâmplat chiar ieri. Așa e, pentru că sunt mai presus de doctor, sunt femeie, sunt mamă și nu pot să mă detașez oricât de mult mi-aș dori. Și am avut recent pacientă de 25 de ani diagnosticată cu cancer de col uterin și nu ai cum să te detașezi oricât ai încerca, pentru că îți dai seama cât ești de fragil și cât de mult te impactează și îți poate afecta toată viața ca femeie, nu doar ca o tânără, pentru că o pacientă de genul acesta poate să nu mai aibă copii niciodată. Și da, e destul de greu. Însă am învățat să mă ascult și dacă, repet, vreau să plâng cu pacienta și nu am nicio problemă cu asta, pentru că vreau să mă ascult și să fiu eu la urma urmei. Să fac ceea ce simt și consider că trebuie să fim oameni și mereu când așa mi-am și propus, când ai un om de cealaltă parte a mesei tale, vine la tine cu o durere, nimeni nu vine de plăcere, mai ales la medicul ginecolog, și eu sunt acolo să o ajut, indiferent dacă îmi convine sau nu, eu trebuie să găsesc o soluție. Acum un an ai deschis și clinic. Nu știu dacă am pronunțat corect. Da, da, așa e. Așa înseamnă despre clinica despre ea. Da, exact. De ce ea? Pentru că de la ea pleacă absolut totul, de la ea vine viața și, într-adevăr, dacă ea e bine, cred că toată lumea e bine. Ce te-a motivat să deschizi această clinică și ce faci mai exact acolo? Într-adevăr, e foarte greu atunci când lucrezi într-un alt loc să vii să-ți pui ideile în practică, pentru că așa e normal, mai ales acum în aceste corporații mari, tu nu poți să vii să-ți spui părerea și să zici eu așa văd lucrurile. Și din dorința de a evalua complet pacienta a venit și clinic.
Este o clinică deschisă cu finanțare startup și a fost o muncă întreagă de ani de zile, adică 2 ani în spatele ei, din noiembrie 2023 a fost deschiderea oficială. A apărut pentru că e foarte greu să, pentru mine, e greu să privesc pacienta doar ca un ginecolog și am nevoie de suport și vreau ca femeia să fie văzută din toate punctele de vedere. De asta ne dorim o evaluare completă. Avem parte de dermatolog, de 4 medici specialiști obstetrică ginecologie, de nutriționist, dietetician și psiholog. Foarte multe paciente ajung pe tratament, fie psihiatric, fie merg la terapie, doar pentru că au tulburări hormonale și unele nu acceptă medicație, altele da, însă, așa cum am zis, noi suntem un întreg și nu suntem o bucățică. Pacienta nu vine la medicul ginecolog doar pentru că are 2 ovare și un uter. Ea e acolo și uneori afli foarte multe dedesubturi care poate îi aduc la suprafață anumite patologii. De asta, în cadrul clinicii, avem un proiect tare drăguț, avem seminariile și clinic. O dată pe lună organizăm aceste seminarii și abordăm diverse teme. Am început cu temele privind sarcina, acum am ajuns la subiectele ginecologice și recunosc că e o atmosferă extrem de plăcută în care pacientele primesc informații despre un subiect medical ginecologic din mai multe puncte de vedere. Începem cu medicul ginecolog, vine dermatologul, nutriționistul și la final își spune părerea și ne oferă informații psihologul. Moment în care ne dăm seama și noi, cei de dinaintea ei, ce multă nevoie avem și de această latură spirituală de care poate unii dintre noi ne-am îndepărtat. Și la final încurajăm pacientele să ne pună întrebări și să fie o discuție liberă, tocmai de ce am vorbit mai devreme că e greu în 20 de minute să reușești să ajungi într-un confort cu pacienta. Uneori reușești, alteori nu și de asta am zis să le adunăm pe toate doamnele care nu ar să vină toate la fiecare seminar, pentru că, așa cum am zis, eu poate am un simptom sau poate nu l-am. Și măcar cele care sunt direct interesate află toate informațiile despre diagnostic, tratament, opțiuni de tratament și de ce nu, ce variante există. Deci, practic, este o consultație de grup. Poți să-i spui și așa. Putem să-i spunem și așa. O consultație de grup unde pacientele sau pur și simplu femei interesate de o anumită problemă pot veni, pot participa și adresa orice întrebare pe care în mod normal, din lipsa timpului, nu o pot adresa în cabinet. Exact. Care ar fi subiectele pe care le abordați în cadrul seminarului? Am început cu sarcina, ne-am gândit să le facem într-o ordine și am discutat despre analizele preconcepționale pe care poți să le faci înainte de a concepe, despre sarcina de trimestru 1, 2 și 3. Am discutat despre naștere și travaliu și a fost foarte interesant pentru că am avut alături de noi o moașă specializată. Ulterior am discutat despre alăptare și am avut la fel un invitat special, un consultant în alăptare, în care a fost o atmosferă foarte plăcută pentru că aici sunt foarte multe probleme. Și ulterior am ajuns în sfera de subiecte ginecologice, am discutat despre endometrioză, a fost foarte interesant, și despre ovar polichistic. Din păcate a venit vara și am zis să luăm o pauză pentru că ne dorim să fie efectul maxim și lumea acum e plecată în concediu, încât vom reveni din toamnă cu ce putem, cu subiecte tot pe partea de ginecologie, pentru că într-adevăr aici sunt un pic mai multe. E o atmosferă foarte plăcută și de asta le încurajez să ne urmărească pagina, pentru că noi anunțăm tot timpul cu o săptămână înainte, se fac înscrieri. Din păcate, momentan este cu număr limitat pentru că nu avem mai mult spațiu, mai mult de 20 de paciente, dar cred că este suficient pentru că noi le facem cu regularitate și dacă o să existe dorință, le vom repeta, așa ne-am propus. Cum se poate participa la aceste evenimente? Avem un link de înscriere, ele acolo își completează datele de contact, ulterior sunt sunate pentru confirmare și ne vedem în cadrul. Este un
eveniment gratuit? Sau... Da, este absolut total gratuit și așa va rămâne. Am zis că dacă va fi la un moment dat să ne extindem sau să alegem alte locații și să fim presate de structura lui, poate momentan cât e în cadrul clinicii va fi complet gratuit. Și chiar a fost bine primit, a fost, de fiecare dată a fost plin și am atins numărul maxim de participante și îmi dau seama că oamenii gustă genul ăsta de evenimente medicale pe care recunosc, cel puțin în Iași, nu știu dacă este altă clinică care să organizeze asemenea seminarii pentru pacienți. Multe se concentrează pe medici, pe, mă rog, tot fel de structuri, dar pe pacient nimeni. Ideea e că nu poți să fii sănătos decât cu cei din jurul tău și dacă ai o comunitate sănătoasă, vei avea o comunitate, nu, energică, care o să dea randament, o să meargă totul bine, dar dacă nu ai oameni care să-și dorească să fie sănătoși sau să înțeleagă de ce ar trebui să fie sănătoși și mai greu. Îmi place mult zona asta de prevenție și cred în echilibru și cred în puțin din toate, încât cred că asta e secretul. Nu e vreo... Toată lumea caută acum secretul tinereții, dar nu cred că există, ci doar să faci puțin din toate și să guști puțin din toate la urma urmei. Adevărul este că în momentul în care ai o problemă, ai două opțiuni. Prima ar fi să investighezi tu inițial ce ar putea însemna problema ta pe internet. Nu erau nici asta. Să te uiți atunci când ai anumite simptome, cam ce ar putea să însemne, însă internetul te ajută, dar te și încurcă, fiindcă nu ai cum să știi cât de veridice sunt informațiile pe care le găsești, plus că sunt și 1000 de opinii de regulă în spațiul online. Și altă opțiune ar fi să vii în cabinetul unui medic, de regulă o femeie care se confruntă cu probleme de fertilitate nu neapărat ajunge fix în cabinetul unui medic specializat în reproducere. De multe ori ajunge la un medic ginecolog. Așa e. Și asta ar fi a doua opțiune pe care o are, care nu neapărat este țintită. O altă opțiune și mai bună ar fi să ajungă fix la medicul care îi poate rezolva problema, dar are 20 dintre la dispoziție și nu poate aborda toate subiectele, nu le poate înțelege în profunzime. Și cea mai bună variantă ar fi să ajungă la un seminar unde chiar poate adresa orice întrebare. Vorbind despre toate opțiunile enumerate, cred că ultima ar avea cele mai puține riscuri. Așa e. Și la urma urmei e o discuție în care mai întâi te informezi pentru că primești informațiile pe care poate le știai sau poate nu și sunt toate actualizate, sunt oferite după ghidurile de ultimă generație pentru că nu putem funcționa astfel într-o medicină modernă și toate cele care lucrăm la acest proiect ne dorim să aducem la fel informații prețioase. Foarte drăguț e că pe partea de dermatologie pacientele la finalul seminarului primesc și cadouri. A fost, da, avem suportul unor oameni minunați care ne ajută și chiar primesc tot felul de loțiuni, creme care pot fi folosite și de ce nu sunt de mare ajutor. Da, e o atmosferă extrem de plăcută și recunosc că mi-am dorit acest lucru. Nu am știut că o vom pune în practică, dar am avut emoții, nu știam cum va fi primită de paciente, pentru că, repet, nu face nimeni evenimente de genul acesta pentru paciente. Pentru că un medic specialist îl poți întâlni foarte rar în cadrul unei discuții de o oră. Da. Pentru că îl poți întâlni de regulă doar în cabinet, pe net, dacă adresezi întrebări. Cumva nu neapărat ai tot timpul la dispoziție și nici nu mi se pare etic să adresezi niște întrebări pe net în afara programului de muncă. Recunosc că mai primesc tot felul de mesaje, nu sunt reticentă în a răspunde, nu mă deranjează să fiu contactată niciodată pe vreo rețea de socializare atâta timp cât exist și sunt acolo prezentă, însă mi-e destul de greu să răspund exact medical, corect și complet, fără să greșesc. Nevăzând pacienta, mi-e greu și de asta, da, măcar te poți cunoaște și totuși ai ocazia de a avea în față 2-3 medici pe care poți să-i întrebi și poate chiar nu ajungi să fii pacienta mea, dar poate te pot direcționa să ajungi unde trebuie sau poate de acolo pleacă o altă discuție. Nu trebuie, dacă vii la seminar, ești pacienta mea, am o grămadă de paciente care au fiecare ginecologul ei, că aici e alt subiect delicat. Te obișnuiești, e o rutină și e ok așa.
dar prinde foarte bine și am o pacientă dragă care e cu ovar polichistic și a zis că de când ne-a întâlnit și-a schimbat viața cu totul și s-a simțit ascultată. Poate multe gândesc așa, dar puține au curaj să spună. Însă e foarte plăcut să vezi că într-adevăr munca ta dă roade și că nu e în van. Și a zis că efectiv de când ne-a cunoscut, pentru că e pacienta mea ca ginecolog și merge la nutriționistul clinicii, zice că nu se simte în primul rând ascultată, de cele mai multe ori nu găseau rezolvare și ba mai mult de atât îi se spunea că totul e în capul ei. Mm-hmm. Asta e cea la ce mai... te referi aici? Avea tulburări de ciclu menstrual, nu-i venea menstrua, avea tot felul sindrom premenstrual accentuat, cu dureri de cap, cu dureri de burtică și da, ești femeie. Pe principiul și într-adevăr există un curent în care noi ca femei suntem băgate într-o latură aparte în care pe noi trebuie să ne doară. Și de aici pleacă multe, pleacă doar de la durerea menstruală de care vorbeam mai devreme, ne-am obișnuit să ne doară pentru că așa suntem noi. Nu e ok. Cât de des femeile primesc răspuns de la ginecologi că este normal să te doară atunci când ai menstruație? Din păcate, foarte frecvent și nu îmi place să spun asta, dar tot de la paciente întâlnesc acest răspuns. Merg de 7 ani și mi s-a spus că e normal să mă doar. Deci asta 7-5, tot felul de variații. Da, nu e normal să ai dureri menstruale, așa cum nu e normal să ai dureri în general, indiferent că vorbești de menstruație, de ovulație, de sindromul acesta premenstrual. Și tot timpul le încurajez și chiar dacă am paciente foarte tinere pe care încă nu le pot diagnostica cu anumite patologii, le încurajez să-și urmărească corpul, să-și noteze ce simt atunci când au ovulație sau menstruație și să nu lase lucrurile așa în van, că e normal că să mă doară și nu o să găsesc o rezolvare. Dar da, foarte frecvent e acest răspuns. Cât de des s-a întâmplat ca pacientele după un seminar desfășurat să-ți spună că a aflat ceva nou sau că, uite, tot timpul avea o percepție greșită asupra anumitei probleme. Pățesc asta frecvent și în consultație și aici e, mă rog, e așa, o rămâi pe gânduri. Care convingeri limitative pe care le-ai auzit? Da, e cea mai mare și cea mai des întâlnită e aceasta cu durerile menstruale care ar fi normale. După aia că dacă stai pe gresie răcești la ovare. Mm-hmm. Asta e un mit. Dacă nu e adevărat? Păi nu e adevărat, e foarte simpatic. Am stat ieri puțin și cred că am răcit. Răceala e doar cea respiratorie pe care o manifestăm cu toții. Dar ce se întâmplă atunci când simți un disconfort după ce ai stat pe gresie? E doar o, nu știu, un lucru pe care l-am preluat de la bunica, de la mama, că nu se întâmplă real nimic dacă stai cu piciorul pe gresie, pentru că organele tale genitale interne stau la temperatura corpului tău și nu ajungi să fii afectată de temperatura de pe gresie. Dar dacă te așezi tu pe jos? La fel, e același efect. Ai putea să răcești și în cot și dacă ar fi să o luăm așa, nu. Acele paciente au infecții nediagnosticate și netratate corect la timp și ele atunci ajung să coreleze acest motiv, gata, am stat pe gresie și mă doare burta sau tot felul de reacții. Deci, din punctul tău de vedere, e vorba de o infecție. Da, e o infecție. Și că e o pură coincidență, da. Că anume atunci când a simțit un disconfort, a fost fix după ce a stat ea pe gresie. Da, da. Și că cu siguranță i s-a întâmplat să simtă același disconfort și în zile în care nu neapărat. Așa. Asta se întâmplă și așa și e. Nu vorbim de... Dar despre ce infecție ar putea să fie vorba? De orice infecție vaginală, fie că vorbim de cea produsă de microbi din corpul nostru sau de cei cu transmitere sexuală. Și, sincer, cred că de asta avem nevoie, de educație sexuală, să înțelegem cum se transmit acești microbi, să înțelegem că îi putem lua dacă avem contact sexual neprotejat și nu odată am întâlnit paciente care îmi spun am un singur partener în regulă, sunt ok cu asta. Vă cred pe cuvânt, dar nu știm dacă partenerul a avut sau nu contact cu altcineva. Trebuie să înțelegem că microbii aceștia se transmit doar prin contact sexual și neprotejat. Dacă folosim o metodă de barieră, într-adevăr, nu-i putem lua. Singurul care ne sabotează este acest virus HPV, care dă leziunea de col și cancerul de col mai târziu. De asta
încurajăm vaccinarea, de asta pacientele trebuie să se vaccineze până în 45 de ani, chiar dacă aduc la cunoștință că au un singur partener sau doi sau trei, nu are importanță. Dar este un mit sau e realitate că atunci când folosim o altă toaletă decât cea de acasă, la fel putem să luăm niște microbi? Microbii aceia cu transmitere sexuală exclus, nu-i putem lua. E fără doar și poate, dacă te așezi, poate pe o structură contaminată, să spunem că pe o toaletă, eu nu prea cred în treburile astea. Frecvent se întâmplă în piscină sau la mare și acest lucru se întâmplă în urma unui comportament total necivilizat în care unii pacienți urinează, de exemplu, și da, apa e contaminată cu microbi. La fel cum prin simplu fapt că tu te scalzi cu, fără să vrei, cu organele genitale, poți să transmiți că dacă tu ai o vaginită cu E. coli nediagnosticată, da. Și ea e tratată apa. În piscină e mai bine, din punctul meu de vedere, că măcar ai acele soluții care te ajută, dar frecvent, vara, avem infecții de tract urinar sau vaginal date de diverși microbi. Toaleta, eu personal, nu. Deci crezi că e ceva, mitul ăsta? O convingere sau un mit, exact ca și... Da, da, ne hrănim cu genul ăsta de mituri, pentru că sunt mai la îndemâna noastră și când îi spui doamnei că ok, dumneavoastră, adică doamna știe că are un singur partener, dar când îi spui că are o infecție cu transmitere sexuală, îi transmiți practic altceva și de acolo lucrurile degenerează, încât e mai ușoară varianta cu toaleta sau cu piscina și da. Acum fiecare cu convingerile ei, dar nu, lucrurile astea trebuie investigate și un simplu consultant anual te poate lumina, adică dacă îți face acei microbi, cum le încurajezi pe pacienți, dacă au un partener stabil, pot să nu folosească o metodă de barieră, dar să se testeze reciproc, măcar să știm de unde plecăm, să putem nu găsi vinovaturi, dar impactul este negativ în viața femeii și, din păcate, multe din problemele de fertilitate sunt date chiar de acești microbi cu transmitere sexuală pe care, la urmă, mei poți să previi să iei doar printr-o protecție adecvată. Și da, cred că cu asta ar trebui să începem educația sexuală și cred că ar trebui introdusă foarte devreme în școli. Despre aceste aspecte se vorbește... Puțin, aș spune eu. Da, da. E subiect tabu și nu înțeleg de ce. Totodată există un milion de convingeri despre sănătatea femeii, despre... Adică avem foarte multe convingeri din popor. Da, da, așa e, mai ales la subiectul ăsta. Să spunem că stăm puțin, cel mai bine generațiile de adolescenți sunt destul de informați și părinților, bineînțeles, dar, într-adevăr, convingerile astea din popor... Plus că ghinionul face ca la bărbați infecția cu transmitere sexuală să fie de cele mai multe ori asimptomatică și ei sunt convinși că nu au nimic, pentru că într-adevăr nu simt nimic. Nu sunt vinovați când spun asta, dar ei transmit mai departe fie HPV, fie acei microbi cu transmitere sexuală și ulterior la femei poate să apară boala inflamatorie pelvină, acele probleme de infertilitate și nu mai departe tot felul de dureri și disconfort, după aia pot avea dureri la contact și nu știi motivul și te cauți și nu-l mai afli. Ideea e că e simplu, dacă tu știi că ai avut contact cu cineva, corect ar fi, neprotejat ar fi să te testezi înainte să ai contact sexual cu o altă parteneră ca să ai grijă de sănătatea ei la urma urmei. Vorbind despre faptul că ești și mamă, ai un băiat de 10 ani. Da, așa e. Care face tenis. Este cum încerci să-l educi? Ce valori încerci să-i transmiți? Este extraordinar că, în primul rând, îl pot avea în viața mea și recunosc că de când e el, toate merg doar spre bine și mi-am învățat să-mi iau puterea de acolo și nu există, nu se poate, când vorbim de David. Într-adevăr, are 10 ani, face tenis de performanță și e minunat să pot fi alături de el în tot acest proces. Cum fac? Alerg la propriu, așa e, mulți colegi mă întreabă, cum reușești să te duci cu el? Îmi place foarte mult pasiunea lui și îl apreciez enorm că la doar 10 ani poți să fii atât de disciplinat și atât de convins și te uiți la doar la un pui de om că îi place ceea ce face și tu să nu poți să faci asta.
E o muncă continuă și recunosc că sunt foarte fermă atunci când vine vorba de valori și îmi doresc să fie un bărbat asumat, să fie un bărbat responsabil și sunt mereu în umbra lui, ghidându-l ușor și așa cum pot, elegant, sper să nu fac prea mult, dar societatea nu e așa cum mi-aș dori eu, din păcate, și recent am avut o situație total neplăcută, dar îl voi învăța să reacționeze și la situațiile negative. E un copil foarte blând și e un copil care știe să spună te iubesc frecvent și mi se pare extraordinar. E un copil care rupe floarea ca să aducă, nu știu dacă sunt eu, în preajmă sau bunicii sau are tot felul de afinități. Mi-a trimis învățătoarea lui, care este un om extraordinar, poză din tabără, cum s-a dus la ea și i-a dus o floare. E foarte atent la aceste lucruri și... Acestea sunt valorile pe care tu le-ai încercat să le transmiți. Da, le noi transmiți. Toți muncim deopotrivă și noi ca părinți și bunicii. Îmi doresc, recunosc, să fie un bărbat echilibrat și să își susțină familia așa cum trebuie să o facă, pentru că răspunderea va fi pe umerii lui și nu pe umerii ei, pentru că așa e normal și mereu îl voi încuraja în sensul ăsta să fie asumat și disciplinat și recunosc că e un tip simpatic și drăguț, dar da, e greu să ții pasul atunci când îți place și ție ceea ce faci și îți susții și copilul în sportul ăsta care e de o cursă foarte lungă, ce să zic. Face de la 5 ani și meritele apar și vin, dar drumul, să zic așa, de acum se deschide către tenis. Cum ar trebui o mamă să educe un bărbat adevărat? Uite, deja câteva le-ai enumerat, dar cum vezi tu această cunoștință, să zic eu, sau educație pe care o poate oferi mama unui bărbat? În primul rând, da, trebuie să nu faci tu prea multe pentru el. Am văzut recent o fetiță de 13 ani pe care îmbrăca mama ei. Nu era vina fetei, era vina părintele, adultului din viața ta. Copiii sunt extrem de deștepți și pot face lucruri singuri de la o vârstă fragedă și asta am încercat să fac, să-l las să se descurce singur și să-i fiu suport dacă are nevoie, dar nu, niciodată nu i-am fost la îndemână, lasă că vine mama și strânge. Mereu îi las hainele, dacă și le lasă, până și reduce el. Are zile că nu are, e copil, adică nu poți să-i cer să fie ca noi. Și dau mereu exemple și mereu m-am ghidat de exemplele din viața noastră. Tati face așa, mami face așa și când vede că noi nu, spune nu și conștientizează. Trebuie să știi să-ți exprimi sentimentele ca bărbat din punctul meu de vedere și să spui ce simți și dacă nu ești ok și dacă ești bine. Mulți dintre ei au învățat să fie introvertiți pentru că li s-a pus acel na, tu trebuie să faci, ești capul familiei, ești... Nu, și băieții plâng câteodată și trebuie să fii și sensibil la urma urmei, să asculți totuși o femeie care vine la pachet cu niște hormoni și trebuie să înțelegi și latura asta, că ea nu e uneori așa, nu știu, supărată, tristă, nu e doar din cauza ei, dar are niște variații hormonale care, din păcate, nu ai ce să faci la urma urmei. E tare interesant ca ginecolog să experimentezi și tu în viața ta același lucru, dar trebuie să fii suport și să înțelegi, trebuie să fii asumat și trebuie să fii disciplinat și să înțelegi că viața trebuie să ți-o faci așa cum știi tu, dar într-o disciplină și o eleganță, zic eu, aparte. Nu văd acest lucru în jurul meu, din păcate, și văd copii care nu au limite, văd copii care nu știu să poarte o conversație, lasă că vine mama, lasă că vine tata. Nu sunt de acord cu genul ăsta de educație, cu no limit. Copilul nostru are limite și dacă nu le duci la bun sfârșit, trebuie să știi că există și repercusiuni, pentru că nimic în viață nu vine gratuit și muncind la propriu pentru tot ce am realizat în viața mea, știu asta și vreau să fac același lucru. Oricât de mult aș putea să am eu, el nu trebuie să fie încurajat în sens negativ, ci să muncească așa cum îi se spune pentru ceea ce vrea să aibă în viața lui. Îi dăm tot timpul exemple și antiexemple și îi spunem mereu că ce va fi el va fi o alegere a lui. Dacă vrei să fii cu noi sau, uite, ai alegere să fii altfel, dar
E tare greu în societatea în care se încurajează alt tip de comportament, să ții copilul la un alt nivel, dar nu-mi pierd speranța. Sper să fie un adult responsabil. Vanda, eu îți mulțumesc că ai ajuns astăzi la Podcast BZI. A fost o discuție profundă și în același timp a reușit să oferi multă informație utilă pentru cuplurile care vor urmări acest interviu. Îți mulțumim și te mai așteptăm cu mare drag la și la alte episoade de podcast, să abordăm și alte subiecte de interes. Îți mulțumesc foarte mult și recunosc că a fost o relaxare. E tare plăcut să nu-ți sune telefonul și să poți să stai liniștită la o discuție. Mulțumesc foarte mult. Așa este. Și noi îți mulțumim. Aici se încheie episodul nostru de astăzi de Podcast BZI. Noi ne revedem în cadrul altor ediții cu oameni interesanți și cu oameni care ne pot inspira. La revedere!